Piețele sucevene intrate în vizorul polițiștilor. În această perioadă, peste 400 de polițiști au acționat la nivelul județului, desfășurând 51 de acțiuni de control menite să protejeze populația împotriva actelor de comerț ilicit și să combată faptele de natură infracțională. Nu doar polițiștii sunt cei care vizitează piețele județene. Autoritatea sanitar-veterinară și lucrătorii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au efectuat deja acțiuni de control în vederea asigurării calității și siguranței produselor alimentare, a legalității activităților comerciale, a respectării normelor privind informarea populației cu privire la mărfurile expuse spre comercializare. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava ne-a declarat că în urma controlelor efectuate, amenzile și sancțiunile au curs gârlă. În ultimele două săptămâni, polițiștii din cadrul IPJ Suceava au desfășurat acțiuni de amploare pentru asigurarea legalității actelor de comerț în perioada premergătoare sărbătorilor pascale. În ultima perioadă, numai puțin de 15 persoane au ajuns în arestul IPJ Suceava, în special pentru fapte de contrabandă cu alcool și țigarete de contrabandă. Fapte desfășurate în zona pieței centrale din municipiul Suceava, însă activitățile au fost concentrate și pe lanțurile de magazine și în alte zone comerciale. Astfel, în vederea asigurării unui climat de siguranță publică, precum și pentru protejarea cetățenilor împotriva actelor ilicite de comerț, polițiștii IPJ Suceava, împreună și cu lucrători din cadrul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, precum și a lucrătorilor din cadrul Compartimentului de Siguranță Alimentelor, precum și cu lucrători din cadrul OPC, au desfășurat mai multe acțiuni și controle în perioada 21-24 aprilie, în vederea asigurării unui climat de siguranță și, bineînțeles, pentru identificarea celor care desfășoară acte ilicite de comerț. Peste 400 de polițiști au acționat la nivelul întregului județ, fiind efectuate 51 de acțiuni de control. Au fost aplicate numai puțin de 530 de sancțiuni contravenționale, dintre care 60 pentru nereguli de natură economică. Valoarea sancțiunilor aplicate este de peste 250.000 de lei. De asemenea, au fost confiscate și produse din carne și pește, dar și alte bunuri în valoare de peste 135.000 de lei. Totodată, în cadrul acțiunilor desfășurate de polițiști, au fost constatate numai puțin de 21 de infracțiuni, fiind întocmite 17 dosare de cercetare penală. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, inclusiv în perioada 1 mai-4 mai, astfel încât sucevenii să se simtă în siguranță.